Astăzi, în jurul orei prânzului, un echipaj de pompieri din cadrul stației Vânșu Mare a intervenit în localitatea Valea Anilor din comuna Corlățel în urma unui apel făcut de către un cetățean la numărul unic pentru apeluri de urgență 112. Acesta solicita ajutorul pompierilor întrucât a observat în râul Drincea trupul unui bărbat pe care l-a identificat ca fiind tatăl său. Cu ajutorul accesorilor din dotare, pompierii au reușit să scoată la mal trupul neînsuflețit al bărbatului în vârstă de circa 86 de ani. Se pare că bătrânul dispăruse de acasă de două zile.